Datoriile acumulate sunt de ordinul milioanelor de lei după ce locatarii au aruncat gunoiul și nu au mai plătit pentru ridicarea acestuia. Noi, în momentul de față, avem de recuperat sume destul de mari de la populația municipiului Târgu Jiu. Aici mă refer în special la asociația de proprietari, care au să ne dea aproximativ 21 de miliarde. Poate vi se pare o sumă mică, o sumă mare, dar pentru noi această sumă contează foarte mult. Datornicii riscă să fie dați în judecată de firma de salubrizare care gestionează deșeurile din municipiul Târgu Jiu. 120 de asociații au primit somații din partea societății, având o lună la dispoziție să achite datoriile acumulate. În luna martie, acum ne recuperăm acești bani, noi încercăm să dăm în judecată asociația de proprietari. În luna martie am trimis somații către aproximativ 120 de asociații, urmând ca în luna aprilie, până la sfârșitul acestei luni, cel târziu, jumatea lunii mai, să mergem în judecată cu aproximativ 50 de asociații. Aceste 50 de asociații, practic, ne ignoră și nu au dat niciun semnal în urma somațiilor pe care noi le-am trimis. După ce vor fi recuperate datoriile, reprezentanții Polaris intenționează să investească în platforme subterane, dar și în amplasarea mai multor europubele în municipiu.